ziua, am revenit, dragi prieteni, am revenit, domnule primar. Așteptăm criticile dumneavoastră, pentru că până la urmă ăsta ar fi rolul, sau sesizările, pentru că acesta ar fi motivul pentru care realizăm această emisiune. 0334405708 este numărul de telefon la care puteți suna pentru a intra în legătură telefonică directă. Vă întreabă cineva, Radu vă întreabă dacă ne mai bagă în carantină după 15 mai pentru cei care vor veni din Marea Britanie. Domnule primar. Răspunsul la aceste întrebări nu-l poate da decât Guvernul României, Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne și Prefectura. Nu putem, noi nu stabilim dacă astfel de măsuri continuă a fi aplicate sau nu. Deci ce vi se transmite? Dar nu stabilim noi ce persoane sunt carantinate, unde și în ce condiții, ci Prefectura cu Direcția de Sănătate Publică. Bun, vă întreabă Alina o întrebare și o rugăminte totodată. În spatele blocului Republicii 1 avem un părculeț, spațiu verde, dar fără niciun loc de joacă pentru copiii mici, gen leagăne, tobogane. O idee. Bine, deocamdată nu putem ieși în spațiile publice. După 15 mai vedem cât se relaxează, cât de relaxată va fi relaxarea, ca să zic așa. După 15 deschidem parcurile din municipiul Onești, dar fără a avea acces copiii la locurile de joacă. Voi convoca o ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență și să ne updatăm, eu știu, la tot ceea ce înseamnă restricții, ordonanții militare la nivel național, să vedem ce presupune noua stare și când va fi aprobată de către Parlament, stare de alertă, dar cu siguranță pe 15 vom deschide sau vom permite accesul persoanelor în Parcul Municipal Onești. Am reținut cu Republicii numărul 1, vom vedea dacă se pretează o astfel de investiție în acea zonă. Vreau să vă spun că anul acesta, până în luna septembrie, 10 noi locuri de joacă vor fi montate în municipiul Onești în funcție de locație, adică dacă permite locația amplasarea unui loc de joacă, dacă sunt copii în acea zonă, și în funcție de proximitatea altui loc de joacă, de vecinătatea lui. Dacă există un alt loc de joacă în imediata vecinătate a unei solicitări, a unui amplasament unde sunt solicitări, nu vom face lucrul acesta. Dar dacă nu, ne străduim să distribuim aceste locuri de joacă echitabil și toate zonele din municipiul Onești să poată beneficia de aceleași condiții de recreere, atât pentru copii cât și pentru persoanele adulte. În prima parte a emisiunii, domnule primar, am vorbit un pic despre numărul de persoane infectate COVID. Vă întreabă cineva, sunt suspecți sau chiar infectate? Pentru că foarte multă lume, am remarcat și eu pe rețele socializare, contestă faptul că ar fi persoane infectate COVID-19 la Spitalul Municipal Onești. Spun doar că sunt suspecți. Din 126... 108 confirmați pozitiv. Din 120. Sunt și copii? Da. Mici, mari? Nu aș dori să intru în aceste detalii. Sunt copii. Copil nu poate să fie mare, că numai copil, e adolescent. Deci copil înseamnă, eu știu, până 10 ani, să zicem. Sau 12 ani. Apoi sunt adolescenți. Deci sunt copii, cu vârste între 3 ani și 10 ani. Sunt copii, sunt adulți. Din 126 internați astăzi la Spitalul Municipal Onești, Peste 106 sau 108 sunt confirmați pozitiv, iar la ceilalți diferența, 108, iar la diferența de cât ori însemna încă 18, nu au venit rezultatele, dar nu sunt internați săraci oameni că le era prea bine pe acasă. Am înțeles. Situația este departe de a fi roz. Situația de-abia de acum se complică în municipiul Onești. De ce spuneți asta? Pentru că în 2-3 săptămâni de zile s-au dublat, triplat numărul cazurilor de confirmați și suspecți COVID. Acum o lună erau doar câteva cazuri, de ordinul 10-20, acum o lună. După o lună, la distanță, iată că avem 126, dintre care 108 confirmați. Situația se agravează pentru că urmează și o perioadă în care restricțiile se vor ridica, în care oamenii vor ieși pe stradă din nevoia de a socializa, de a se lua aer și așa mai departe, una cu totul și cu totul legitimă și firească, dar
dacă nu vor fi respectate, să spun, toate recomandările specialiștilor în boli transmisibile, va fi o problemă extraordinar de gravă, nu doar în municipiul Onești. Așa mă gândesc, eu nu sunt specialist și dați-mi voie să vă spun că este o părere pur personală. Dar lucrurile nu pot merge într-o direcție bună în condițiile în care virusul este pe o pantă ascendentă și mă refer în zona noastră, municipiul Onești, județul Bacău și așa mai departe, în care vedem că de la zi la zi numărul cazurilor crește, nu scade. Și iată, va apărea o relaxare, ceea ce, după părerea mea, de nespecialist în boli transmisibile, eu cred că lucrurile se vor agrava în viitorul foarte apropiat. Mai sunt locuri la spital? Pentru că... Foarte puține. Foarte puține înseamnă de ordinul 10-lor, maxim 20 de locuri. Este o situație la care nu m-aș fi așteptat eu personal să ajungem. E o situație la care eu mă așteptam. Din acest motiv am și cerut sprijinul Consiliului Județean, partenerilor, și mă refer la Raja, de a ne susține financiar. Noi am făcut și facem tot ceea ce este omenește posibil în a dota medicii cu echipament de protecție, cu echipament medical. O mare parte din echipamente au venit, urmează, în urma unor licitații publice. Noi am dat banii la spital, spitalul a organizat licitații publice spre achiziționarea unor echipamente care vor fi folosite în terapie intensivă. Așteptăm mâine sau poimâine să ne vină și licența. Va veni până la urma să vă întreb. Nu a venit. Licența de la Ministerul Sănătății. Pentru a pune... atât de mult, domnule primar? Pentru că știți cum e, aparatul e aici de, nu știu, 2 săptămâni, 3 săptămâni, nici nu mai știu exact de când. Și lucrurile se mișcă nu încet, foarte încet. Doamna, asta este birocrația în România astăzi. În loc să fie folosit pentru a fi testat gamă mare de oneștei și nu numai. Eu am semnat contracte pe finanțare de anul trecut și lucrările n-au început nici măcar anul ăsta, după un an de zile. Asta e țara în care trăim, în care ne trebuiesc sute de avize, sute de semnături, acorduri și așa mai departe. Eu nu dau vina pe nimeni astăzi de ce nu funcționează aparatul. Dar fiind o stare de urgență și fiind o urgență medicală excepțională la nivel național, european, mondial, eu cred că ar fi putut ca lucrurile să se miște mai repede. Pe repede înainte. Vedeți, dumneavoastră, este un aparat în care comunitatea, oamenii de afaceri, oamenii simpli, primăria a investit niște bani, un aparat foarte util. El funcționează, ca să fim foarte clari, dar funcționează în parametri în care... Avem personal care să-l folosească? Da. Avem personal specializat, s-au făcut cursuri de pregătire, să zic, la locul muncii și aparatul este funcțional. Noi testăm pe cei din spital și cei cărora li s-au luat probe spre a fi trimise la laboratoare care deja au primit licență și practic comparăm rezultatele și corespund 100%. Aparatul este funcțional, rezultatele sunt exact comparabile cu cele recoltate și analizate în alte centre care sunt deja avizate de către Ministerul Sănătății spre a fi funcționale. Așteptăm într-o zi, două să vină această licență, moment de glorie în care vom putea testa tot ceea ce medicii specialiști consideră că trebuie să fie testat. Se vor putea și cetățeni simpli contra cost eventual? În acest moment nu, pentru că în acest moment noi ne axăm pe cei care sunt internați, pe cadrele medicale și pe cei care sunt suspecți. Nu putem testa în acest moment și nu este etic și moral să testăm în acest moment pe cei care vor să se asigure pentru liniștea proprie. Domne, hai să văd dacă sunt sau nu sunt pozitiv COVID. Dar pe cei care au probleme medicale și acolo unde medicul specialist spune, recomandă că trebuie să fie testat, acele persoane fără, dar și poate, vor fi testate. Vă întreabă cineva și o să revenim la spital, că o să facem un pic o scurtă trecere revistă de ce ați reușit să faceți pentru spital. Vă întreabă cineva, bazarul din Onești se deschide pe 15 mai sau rămâne în continuare închis? Nu se deschide în acest moment. Noi așteptăm, eu vreau să mai avem puțină răbdare, să vedem, este o lege, o ordonanță de guvern ține care... Ține de dumneavoastră, haideți să întreb altfel. Nu exclus. Ține de municipiul Onești, de administrația publică locală, de primăria Onești?
Păi dacă ar fi, e bine că nu ține de fiecare în parte, pentru că dacă ar fi ținut de fiecare comunitate în parte, fiecare ar fi făcut ce l-ar fi dus capul că trebuie să se facă. Și e bine că nu se întâmplă lucrul acesta. Noi vom face ceea ce specialiștii și organele statului, și mă refer aici la Ministerul de Interne și Guvernul României, vor decide, și Parlamentul României, ce vor decide la nivel național, acele măsuri le vom implementa, concretiza și noi în municipii Onești. Dacă va apărea o relaxare în acest domeniu, ca anumite activități economice să poată să-și rea activitatea, o vom face fără niciun fel de restricție. Adică nu vreți să îngrediți nimic, nici de cum, dar nici nu doresc să fac parte din categoria celor oameni care ocupă funcții publice și îndeamnă la o relaxare totală acțiuni sau un concept care ar putea să ducă la o creștere consistentă a numărului celor infectați COVID-19. Vă întreabă, m-a adresat o întrebare pe privat cineva, domnule primar, oneștenii or să se trateze în altă parte, pentru că la Onești, după cum ați spus, nu mai e loc. Se poate întâmpla lucrul acesta. Păi este tragic. Managementul sistemului sanitar în acest moment nu este gestionat de către primarul municipiului Ionești sau președintele Consiliului Județean Bacău. Lumea și nu nici corect. Și nici de managerul spitalului. Vreau să vă spun următorul lucru. De când au apărut ordonanțele militare și s-a instituit starea de urgență, Spitalul Municipal Onești nu mai este în subordinea Consiliului Local Onești și a Primăriei Municipiului Onești, ci în subordinea Ministerului Sănătății. Noi nu mai avem nici măcar o pârghie, nici măcar una, prin care putem să influențăm, cu ghilimele de rigoare, să recomandăm sau să manageriem actul medical de la Onești. Nu, exclus. Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică, gestionează per întreg județul Bacău situația medicală. Adică nu hotărăște nimeni un caz medical încotro este direcționat, ci direct ambulanța, serviciul de ambulanță cu DSP-ul. Deci nimeni altcineva. Deci nu are niciun cuvânt. În condițiile astea, oneștenii, dacă sună sau au probleme, Doamne ferește, vor fi duși la Buguș. Sau... Și în acest moment, oneștenii, când au o problemă medicală, sună la 112. După ce vine salvarea și ia pe cineva de acasă, pentru o problemă medicală, de orice natură ar fi, că este COVID, că nu este COVID, nu hotărăște cel medicul din salvare încotro spre ce unitate medicală se îndreaptă. Nu. Ce hotărăște acest lucru Direcția de Sănătate Publică cu managementul serviciului de ambulanță Bacău. În funcție de natura problemei medicale, bineînțeles. Vă întreabă cineva ce vor face copiii de clasa 8-a și de clasa 12-a care vor trebui să meargă la examen pe răspunderea părinților. Eu spun ferească Dumnezeu. Altceva nu pot să spun. Și Doamne ajută în același timp. Este... Este... Depășește competența, este, ca să zic așa. Da, este îngrijorător ceea ce se întâmplă. Este îngrijorător ceea ce se întâmplă. Eu vă spun, relaxarea nu poate duce... Și vedeți ce s-a întâmplat în Germania. Sau, haideți să ne inspirăm de la alți vecini de-ai noștri care au o experiență și o administrație mult mai bine pusă la punct decât România, și mă refer aici la sistemul medical din Germania, unde ați văzut rată de tratare, medicamente, unde a existat o intenție de relaxare mult mai consistentă decât îi permite situația în sine, moment după care, când au constatat că numărul cazurilor a crescut extraordinar de mult, s-a revenit la o stare de restricții mult mai avansată decât cea inițială. Deci, cu alte cuvinte, încercăm să facem o cruce mare, zicem Doamne ajută, nu? Cam așa ar fi să... Doamne, nu e normal să facem nici lucrul acesta, dar nu e în atributul meu ca primar să pot să fac recomandări sau să pot să iau decizii în acest sens. Decizii privind modul cum se vor organiza concursurile școlare, fie că vorbim aici de examen, de capacitate sau bacalaureat, deciziile acestea le vor lua Guvernul României prin Ministerul Sănătății. Bineînțeles, bănuiesc că printr-o strânsă colaborare cu Ministerul Învățământului, printr-o strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății și cu Ministerul de Interne. Adică cineva trebuie să analizeze și pe lângă asta să și asume ceea ce se întâmplă cu acești copii. Păi n-ați auzit pe răspunderea părinților merg la examen. P-
Păi asta e capacitatea unora de a fi responsabilă în aceste momente. E ca și cum, știți dumneavoastră, vă deschidem, redeschidem niște activități știind că nu este bine să facem lucrul acesta, dar spunem domnilor, pe răspunderea dumneavoastră le redeschidem. Și nu atunci ce facem? Nu mai ducem copiii la examen? Nu-i mai... Aceste, pe răspundere. Aceste întrebări trebuie să le adresăm cu toții celor care sunt responsabili în acest domeniu. Și este de bun simț și putem să facem lucrul acesta. Dacă vom primi răspuns, este bine. Dacă nu, e o problemă, că nu-și asumă un astfel de răspuns. Da. Ne întoarcem la spital, am spus, care ar fi, să zicem, situația în acest moment? Cum ar fi cu echipamentele de protecție sau cu foarte multe acțiuni de colectare de fonduri sau trimis foarte multe materiale dezinfectante? Haideți să refacem o scurtă trecere în revistă, să liniștim oamenii sau nu vrem să-i ducem în panică, dar să informăm corect, că de fapt acesta ar fi rostul emisiunii. Spitalul municipal este la adăpost. Din punct de vedere... Deocamdată sau e bine? În acest moment este bine din punct de vedere al materialelor de protecție. Nu a existat nici măcar o perioadă scurtă în aceste aproximativ 2 luni de cât luptăm împreună împotriva COVID-19. Perioada în care doctorii, asistentele medicale, cadrele medicale în general, să fie expuse la riscuri, la un risc major. Managementul Spitalului Municipal a fost unul care s-a preocupat de această situație și a reușit până acum în niște parametri mai mult decât onorabili să se preocupe de aprovizionarea în termeni reali cu materiale de protecție, cu echipamente medicale, cu dezinfectanți și așa mai departe. V-am spus în prima parte a emisiunii, sprijinul venit din partea Guvernului României în această perioadă este de 200.000 de lei. Adică de 2 miliarde de lei vechi în 2 luni de zile pentru materiale de protecție și dezinfectant, iar sprijinul venit din partea comunității, mă refer primăriei, Consiliul Județean, oameni de afaceri și simpli oneșteni, este de 3 milioane de lei, adică 30 de miliarde de lei vechi, de 15 ori mai mult decât efortul depus de către Guvernul României. În acest ansamblu, actul medical desfășurat la Onești a fost unul performant și vă spun și de ce. Pentru că în comparație cu alte spitale din județul Bacău, municipiul Onești până astăzi nu a fost suspectat, nu este, a face parte din acele unități medicale care răspândesc COVID în județul Bacău, ci facem parte din categoria unităților medicale care tratăm COVID în municipiul Onești. Sunt comunități care sunt exportatoare în județ de COVID. Fie că vorbim de Comănești, fie că vorbim de Dărmănești, ați avut și o postare în sensul fie că vorbim de Moinești, noi preluăm cazuri din toate aceste comunități și le tratăm. Este foarte bine că facem lucrurile acestea, dar este mult mai corect și mai cinstit să recunoaștem fiecare dintre noi când avem o problemă să fim ajutați. Așa este simplu de spus. Noi la Comănești, Moinești sau unde doriți dumneavoastră, noi nu avem probleme, dar foarte mulți pacienți ne vin din acele zone. Eu nu vreau să învinovățesc pe cineva, dar vreau să privim realitatea drept în... Să fim corecți, să fim realiști și corecți, să avem demnitatea aceasta, cu toate că este foarte complicat ca în aceste momente să recunoaștem că uneori putem fi depășiți de probleme și este omenește să se întâmple lucrul acesta. Dar Spitalul Municipal Onești, alături de alte spitale din județ, fie că vorbim de Spitalul Județean Bacău, fie că vorbim de Spitalul din Buhuș, ne-am luptat cu COVID-ul fără să cerem prea multe, fără să spunem prea multe și este foarte bine că am făcut lucrul acesta până acum. Dar s-ar putea într-un interval foarte scurt de timp să ajungem și noi la un... Supra-saturație, nu? Da, la un maxim de suportabilitate. Și atunci nu știu ce se va întâmpla, pentru cum a spus și mai devreme un oneștean, domne, ce vom face noi dacă vom fi bolnavi? Păi, lucrul acesta, eu la această întrebare nu am un răspuns, pentru că, v-am spus, managementul sanitar în județul Bacău nu este gestionat de către primarul municipiului Onești, ci este gestionat de către prefectură și DSP.
Într-una din emisiuni, domnule primar, și mi se aduce aminte acum, într-una din emisiuni cineva v-a rugat să reluați legătura cu domnul prefect și să-i cereți o informare, ce vor face oneștenii, pentru că s-a mai discutat în această emisiune despre această problemă. Oneștenii, dacă, nu știu, încă nu știu cazuri să ajungă la Buhuri sau la Bacău în alte zone, dar ăsta ar fi următorul pas dacă la Onești se umple. Eu am cerut public anumite informații domnului prefect, încă nu am primit răspuns. Au trecut 30 de zile, conform legii? Nu am făcut-o, dar cred că nu este târziu și ar fi corect să facem o scrisoare deschisă către prefectură. Eu am făcut niște postări în spațiul public virtual, da. Și mă refer aici pe Facebook, că nu este un secret, la care nu am primit răspuns, dar nici nu mă așteptam, să fiu cinstit, să primesc un răspuns, pentru că nu este prima intervenție de acest gen vis-a-vis de către instituția prefectului și nu am primit răspuns. Dar cred că nu este târziu să materializăm printr-un înscris acea îngrijorare manifestată de către oneșteni. Aceasta nu este o îngrijorare care mă privește exclusiv pe mine. Și nu aveți un alt interes politic. Dar, de fapt, e vorba de sănătate aici. Acum nu se mai pune problema de interes politic, că alegerile locale, vedeți, nu mai sunt pe 6 agenda. Iunie, așa cum și-ar fi dorit unii și cu noi, cu toții, de altfel. De ce nu? Prioritatea noastră a tuturor ar trebui să fie acum situația medicală, în primul și în primul rând, și apoi și situația economică a fiecărei comunități. Pentru că, din păcate, nu s-a făcut prea mult nici pentru sănătate în această perioadă și nici pentru oamenii de afaceri să poată supraviețui. Cu oamenii de afaceri îi țin pe angajați și angajații au nevoie de surse de venit în această perioadă. Nu s-a făcut aproape nimic. Există variante, șomaș tehnic și așa mai departe, dar nu ajută pe toată lumea. Vis-a-vis de îngrijorarea oneștenilor privind situația medicală, este una care eu am anticipat-o cu foarte mult timp în urmă. M-a preocupat în sensul că n-am stat cu mâinile în sân și am așteptat ajutor de la Guvernul României sau de la prefectură, ci am făcut tot ceea ce a fost omenește posibil, și anume să ne mobilizăm economic și managerial în această perioadă, să ajutăm Spitalul Municipal Onești în această luptă. Este o luptă continuă pe care o voi susține în continuare, atât eu cât și Consiliul Județean. Iată că ați primit o nouă întrebare, de fapt o nouă sesizare, cineva vă anunță de o problemă. Deci, domnule primar, în spatele blocului numărul 13, Bulevardul Oituz, avem un vărculeț pentru copii lăsat în paragină și o problemă cu zgomotul de la cine locuiește în vilă prin activitatea care o desfășoară în curte. Nu știu dacă are autorizație pentru ceea ce face și nu e normal lângă bloc, mai ales că majoritatea suntem în vârstă. V-am mai semnalat această problemă la o întâlnire din cadrul asociațiilor de locatari. Da, mă voi interesa despre ce problemă e, că cineva zgomot din curte, nu știu ce înseamnă asta. Probabil că e o firmă în zonă. Probabil desfășoară activitatea. Dar o să vedem exact unde... Problemele legate de nivelul de zgomot nu au soluție în cadrul primăriei, ci la garda de mediu, care monitorizează și nivelul de zgomot. Dacă e o problemă cu totul și cu totul deosebită, în direcția aceea trebuie să se îndrepte persoana respectivă. Am văzut că Autoliv a împărțit astăzi pe stradă, astăzi. Măști pentru persoanele aflate, să zicem, în dificultate. Da, în trei locații, Piața Municipală Onești, uitați imagini din piață, Bulevardul Oituz și în vecinătatea magazinului Kaufland, cei de la Autoliv au distribuit aproximativ 2000 de măști, din câte știu eu. Am văzut persoane în vârstă, în special, în imagini. Păi așa este și firesc, persoane vulnerabile, ceea ce spune și guvernul sau grupul strategic. Persoane peste 65 de ani trebuie să ne le acordăm mai multă atenție, pentru că așa este normal. 2000 de măști, țin să mulțumesc Autoliv, nu este prima campanie de acest gen pe care o desfășoară Autoliv la Onești. Este un grup de firme foarte performant care au început această activitate și cred că vă mai aduceți și dumneavoastră aminte. Acum 3 ani de zile, când eu am spus că până la sfârșitul anului 2017 vor avea 100 de angajați și toată lumea dădea din coate și unii opozanți de-ai mei politici spuneau: domne, ne vinzi gogoși,
Mințiți, vă, da. Așa vi se spunea, mințiți, domnule, da, mi primar. Se spunea foarte clar că mint și eu spuneam, domne, eu nu mint, eu nu fac parte din categoria oamenilor din care fac ei parte. Adică eu nu mint. Eu am puterea și m-au educat părinții, profesorii și preoții unde am mers la biserică să nu mint. Bineînțeles că nu o să nici eu acum o albă ca zăpada. Să spun, domnule, eu n-am mințit în viața mea și nu se întâmplă să mai mint. Dar nu, voit. Dar nu voit și nu în maniera aceasta. În consecință de cauză, am spus acum 2017, când am participat la inaugurare la Autoliv, că vor desfășura o activitate foarte performantă în municipiul Onești și că vor crește numărul de angajați și capacitatea de producție în municipiul Onești. Din discuțiile purtate de la sfârșitul anului 2016 cu Autoliv, dânșii căutau o locație și nu o căutau doar în Onești, să știți. Ulterior m-am întâlnit și cu primarii din Focșani, din Galați și chiar și din Roman și aveau discuții în paralel Autoliv și cu aceste municipalități. Adică n-am fost noi cu stea în frunte, și nu? Au deschis exact la Onești și toți primarii mă întreabă când avem întâlniri comune la București, domne, cum au decis... Asociația municipiilor, exact, de cum România au decis acești investitori să deschidă fabrica la Onești. Și la toți le-am spus un lucru, vă spun și dumneavoastră, să spirit de glumă. Pentru că eu le-am oferit celor de la Autoliv ceva ce nu le-a putut oferi nimeni. Nici Galațiu, nici Focșaniu și nici Romanu. Și m-au întrebat, domne, dar ce le-ai oferit, domne, așa? Și le-am spus, le-am oferit încredere. Și lucrul acesta chiar s-a întâmplat. I-am susținut, le-am oferit încredere și iată că încrederea dă roade și Autoliv se îndreaptă acum către comunitate, ajutând comunitatea cu măști, cu 2000 de măști. Acum câteva zile au donat viziere către Spitalul Municipal, către Poliție, către ISU și către Primărie și acțiunile acestea simt eu că vor continua. Dar dau din casă și vă spun un lucru și o să vi invit și pe dumneavoastră, sper că eu voi fi invitat la un eveniment care va avea loc în foarte scurt timp, e vorba de o săptămână, două, trei, hai să zicem maxim o lună, când Autoliv își va dubla capacitatea de producție și numărul de angajați la Onești. Imaginați-vă că în momentul de față, astăzi Autoliv are în jur la 500 de angajați la Onești. Din 2017 până astăzi, 500. Numărul de angajați va fi peste 800 peste o lună de zile. Și atunci când sunt întrebat ceea ce am făcut eu pentru, domne, ce locuri de muncă ai creat dumneata la Onești, domnule primar, le spun, am ajutat să vină Autoliv la Onești și vom avea 800 de angajați și am ajutat să vină Smartwood la Onești și au 100 de angajați. Eu zic că în 4 ani de zile, 900 de angajați noi, două fabrici noi care au apărut în Onești, nu este puțin. Și întotdeauna mă compar cu ceea ce au făcut cei de dinaintea mea. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în mandatul 2012-2016, câte noi locuri de muncă s-au creat și ce noi investitori au venit și în 2008-2012 și așa mai departe. Pentru că e foarte ușor să spui, domne, ai creat doar 8-900 de locuri de muncă în 4 ani, da, dar comparativ cu ce este puțin sau este mult? Că așa trebuie să comparăm, pentru că altfel suntem niște oameni care putem comenta în continuu că e prea puțin, că e prea mult, că e prea rău, că e prea bine și nu este corect. Bun. Persoana care ne-a semnalat cazul cu acea curte a revenit cu noi precizări. Da. Într-adevăr, am intuit corect, este vorba de o firmă, cei de la Garda de Mediu, spune respectiva persoană, ne-au trimis la primărie când am sunat. Bun, să ne fac un înscris către primărie și... ne ocupă de problemă, dacă să nu vorbim pe vorbe. Vreau să vorbesc despre acțiunea celor de la Direcția Generală de Asistență Socială. Avem imagine, au împărțit pachete. Banii au fost alocați de Consiliul Local. Da, și țin să le mulțumesc tuturor domnilor consilieri. Vreau să vă spun că au votat consilieri și așa este corect să spun, de la toate partidele din Consiliul Local, cei care au fost prezenți. Și anume, avem imagini. Și anume am bugetat această acțiune și să vă spun exact în ce constă, cu 100.000 de lei, adică cu 1 miliard de lei vechi. Am achiziționat prin licitație publică și mă refer aici la cei de la Direcția Generală de Asistență Socială 2.000 de pachete cu alimente de bază în valoare de aproximativ 50 de lei, făină, ulei, orez, paste făinoase, mălai, bulion, pate și așa mai departe, de aproximativ 50 de lei.
la 2000 de persoane cu pensie sub 750 de lei. Și dacă rămân persoane sau ne rămân pachete, ne întreptăm și cu cei cu pensie între 850 de lei și 750 de lei, le oferim aceste pachete. Aceste pachete nu pot face decât să-i ajute pe cei care sunt într-o situație, pe cei care sunt într-o situație vulnerabilă, și luăm zonă cu zonă. Din ce am sunat și eu astăzi și am întrebat câte pachete au distribuit, și vorba că au distribuit abia 300-400 de pachete, de să nu se sperie nimeni că încă nu au ajuns cei de la DGAS la ei. Ce se întâmplă cu cei care nu sunt găsiți acasă? Cu cei care nu sunt găsiți acasă, greu de să mai, se mai treacă o dată pe la ei, pentru că este foarte complicat să abordezi o zonă. Din câte am aflat eu astăzi, au fost undeva în Slobozia și în Belci, parcă. Slobozia și Belci, două zile au finalizat această acțiune. Cei care n-au fost găsiți acasă, nu știu, nu i-am întrebat, dar greu să, pentru că mâine vor merge în altă zonă, habar n-am în ce zonă merg, dar, mă scuzați, municipiul Onești va fi luat etapă cu etapă și va fi abordată în întregul lui, dar doar persoanele care au pensii sub 750 de lei, adică să nu fie așteptări acum și cei care sunt angajați și cei care au niște venituri peste să primească acest ajutor. Este un ajutor care se adresează la 2000 de persoane din municipiul Onești și încă o dată țin să le mulțumesc tuturor consilierilor locali pentru că au votat cu bună credință și cu toată inima în a ajuta cu toții persoanele care într-adevăr au nevoie în această perioadă de o mână întinsă. Am văzut Crucea Roșie Onești a făcut o serie de donații importante, n-a spus nimic de ei, către spitalul din Onești. Nu am o relație directă cu cei de la Crucea Roșie. Am văzut că au donat, mă scuzați că vă întrerup, un frigider, o mașină de spălat, două scătoare de rufe, două fierbătoare, două cafetiere, două cuptoare cu microunde. Au făcut această donație către Spitalul Municipal. Exact. Tot în ceea ce înseamnă grija și, eu știu, ajutorul lor, sprijinul lor în lupta împotriva COVID-19. Eu țin să le mulțumesc celor de la Crucea Roșie, filialei Bacău și, în general, Crucii Roșii România. Există o subfilială și la Onești, care este în foarte strânsă colaborare cu cei de la Direcția Generală de Asistență Socială, colaborează foarte aproape și în distribuirea diferitelor materiale, alimente și așa mai departe. Acțiunile lor bănuiesc că vor continua și în viitorul apropiat. Eu țin să-i felicit, să le mulțumesc. Vreau să vă spun că întreaga activitate a celor de la Crucea Roșie se desfășoară cu ajutorul voluntarilor și este un lucru excepțional. Dânșii sunt foarte discreți și nu aleargă după imagine publică. Dânșii nu fac foarte multe postări, nu fac tantam pentru că ajută. Asta este și menirea și scopul Crucii Roșii. O fac în discreție, o fac în liniște și nu doresc să apară la emisiuni, la eu știu, în fotografii foarte multe, să fie cunoscuți comunității, ci o fac pentru că așa simt și cred că este bine, prilej cu care eu îi felicit și le mulțumesc foarte mult. Câinii din incinte mai strânge cineva, vă întreabă, Daniel, și domnule primar, Târgu Săptămânal se mai deschide? Târgul Săptămânal se va deschide atunci când se vor deschide toate târgurile în România. În momentul de față nu am un răspuns concret pentru că încă nu este clar ceea ce am spus de la începutul emisiunii, ceea ce va implica această stare de alertă, adică care măsuri vor rămâne în continuare valabile și practic ce interdicții vom avea în viitor. Încă nu știm. Așteptăm să ne lumineze, să ne lumineze Guvernul României. Da. Câinii în perioada stării de urgență nu se strâng din... Nu ați decis dumneavoastră? Nu, decis dumneavoastră? N-am decis noi, este tot o măsură pe care trebuie să o respectăm. Bun, și vă întreabă aici Marinică, întrebați-l vă rog pe domnul primar, cartierul TCR nu aparține de municipiul Onești, nu a făcut nimic în acel cartier, strada este plină de groburi, urdurile sunt la fel, gunoiul se depozitează în stradă, în fața balcoanelor, în lipsa unui loc de depozitare a gunoiului, și ne mulțumește că vă adresăm întrebarea. Nu, domnul Marinică, știți că nu prea vorbesc în termeni duri eu, dar minte. Adică? Păi vă rog să căutați filmările de anul trecut când strada principală din cartierul TCR
a fost asfaltată, pe lângă podul de la Carom, care a fost și el asfaltat în întregime, și strada a fost reabilitată, nu știu dacă îi spune uzinei sau cauciucului, cred că uzinei, a fost reabilitată, nu complet. Vreau să-l anunț pe domnul Marinică că în acest an vom reface și trotuarele în acea zonă a cartierului TCR. Doar asta vom face în acest an. Vom reface. Dumneavoastră decide unde se depozitează. Referitor, poate să spună lumea că eu decid totul în opinia multora. Dar lucrurile nu stau așa. Sunt stabilite împreună cu președinți de asociații sau oamenii unde nu sunt asociații, în zonele cu case, cum ar fi Slobozia, Borzești, Belci, chiar și TCR, s-au stabilit niște locații unde sunt amplasate locuri unde trebuie dus gunoiul, în acele ghiene mari sau dacă sunt coșuri sau dacă există tomberon individual cum există la case, există o zi pe săptămână când se colectează acel gunoi. Până la urmă ținești de cetățeni. Fiecare cum își gestionează gunoiul, poate fi și problema mea, dar puțin mai multă atenție în acest caz. Marinică continuă și spune așa, mergeți acum să vedeți cum arată asfaltul. O să mergem mâine, dacă da, depinde de care stradă, că acum, ca și cum ați spune că orașul Onești este, străzile din Onești sunt pline de gropi. Da, pot fi, depinde la care stradă te referi. Dacă dânsul locuiește pe o stradă sau face referire la o stradă, la varianta din TCR, poate să are dreptate dacă se referă la aceasta. Este o stradă care în acest an nu va fi reabilitată complet pentru că nu sunt posibilități financiare. Dar strada principală, cum se coboară pe pasarelă, se face stânga și se duce până în cartier prin fosta alimentară, aceea a fost reabilitată anul trecut și am promis că anul acesta vom face și trotuarele și vom începe în această vară trotuarele acolo și le vom și finaliza. Și avem, cred că, un telefon. Zicem bună ziua, este ultimul telefon pe care îl luăm în această emisiune. Sunteți în direct, vă ascultăm. Ne auziți? Nu, am înțeles. Da, deocamdată se lucrează. Varianta din Onești când se va putea remedia? Care e varianta din Onești? Cred că se referă la... Da, a fost asfaltată. Stați că m-am întrebat... Nu știu care e varianta din Onești. Am adresat întrebarea fără să mă gândesc înainte. Da, nu știu la ce stradă vă referiți, domnule Marian. Dacă ne dați detalii, o să știm și noi la ce variantă vă referiți dumneavoastră. Lucrările la pod sunt în grafic din ceea ce am văzut. Astăzi am fost să vizitez lucrările la podul de peste râul Trotuș, o lucrare care este în grafic, un constructor serios, lucrările sunt bine făcute, în curând, și o să vedeți că voi fi prezent, în curând se împlinește un an de când au început lucrările. Și faceți imediat 4 ani de mandat. Mai durează aproximativ imediat, 3 săptămâni până imediat, vor fi 4 ani de mandat. Mereu. Eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu că am fost sănătos în acești 4 ani și că sunt niște lucrări pe care le-am început și le voi termina în acești 4 ani, ani care nu fac decât să mă responsabilizeze și țin să mulțumesc... E o filmare mai veche aici. Țin să mulțumesc tuturor oneștenilor care acum 4 ani au avut încredere în mine și m-au votat. Sper că nu i-am dezamăgit. Luăm telefonul, zicem bună ziua! Ne auziți? Da. Spuneți, sunteți în direct. Bună ziua! În legătură cu ajutorul care a spus acum domnul primar, cu valoarea pensiei sub 750. Da, vă ascult. Dacă am 708 lei, mă încadrez și cum trebuie procedat? Păi nu trebuie procedat în niciun fel decât să așteptați. Cei de la Casa de Pensii ne-au trimis o situație cu toate persoanele din Onești care au pensie sub 750 de lei și o altă situație cu pensionari care au pensie între 850 și 750. Noi avem 2000 de pachete, dacă vom reuși să dăm și la cei cu pensie între 750 și 850, o vom face cu mare drag. Până atunci îi abordăm și vom acorda cele pachete tuturor persoanelor care au pensie sub 750 de lei și eu știu, într-o lună, o lună jumătate vom reuși să distribuim toate aceste pachete. Deci o să fiți căutat acasă, mai pe românești, așa, mai pe șleau. Pe Calea Mărășești, lângă Autolim. Încă nu am început în acea zonă, am început cu periferia, vor ajunge colegii mei și în acea zonă. De 708 lei, deci nu depășesc 750. Păi nu depășiți.
Bine. Mulțumim bine, frumos pentru telefon. Să rămână, doamnă. Am primit precizări. Drumul cubic. Drumul de la ieșire din Onești spre Brașov. Drumul de piatră cubică. Bazaltul. Nu există la Onești, la ieșire din Onești spre Brașov, ci doar în fața fostului restaurant Brașov există piatră cubică. Bulevardul Oituz de la Eminescu până la există un service, o spălătorie, să nu mai dau nume, că apoi iar mă las. Până în acea zonă, inclusiv toată piatra cubică va fi reabilitat în maxim o lună jumătate complet cu asfalt anul și cu borduri. Acesta. Anul acesta, da. Bun, e în regulă. Mie îmi pare rău să vă spun, nu mai avem timp alocat, dar vă și mulțumesc pentru rău. Prezența în emisiune și vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră, mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această emisiune. Încă o dată spun, Hristos a înviat, v-aș ruga, dacă este posibil, ca în viitorul apropiat, încă să încercați să mai menținem, chiar dacă este extrem de greu, tot ceea ce ne recomandă medicii și specialiștii în sănătate publică, va exista o perioadă extrem de complicată și municipiul Onești în care, vedeți dumneavoastră, numărul cazurilor a crescut foarte mult și nu aș dori să riscăm niciunii dintre noi, mai ales persoanele în vârstă, să ne contaminăm cu acest virus care, vedeți dumneavoastră, în multe cazuri pare nemilos. Eu le mulțumesc tuturor celor care au și intervenit în această emisiune cu telefoane sau ne-au scris și v-aș ruga pe viitor să mă criticați mai mult și să-mi spuneți problemele, pentru că nu fac parte din categoria celor care mă bucur când sunt felicitat. Apreciez pe toți cei care gândesc pozitiv vis-a-vis de activitatea mea administrativă, le mulțumesc foarte mult, dar sunt mult mai mobilizat de către cei care mă critică constructiv, într-o manieră, eu știu, politicoasă și civilizată. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi de luni până vineri de la ora 17 sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi!